și ne-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi revin cu un nou Sabina Recomandă. Data asta vreau să vorbim despre L'Oreal. L'Oreal este un brand pe care eu îl cunosc de foarte mult timp și pe care mereu l-am văzut ca un brand high-end, deși se găsește în magazine sau tip drugstore, dar mie mi se păreau high-end atunci când eu începusem cu machiajul. Primul meu demachiant a fost de la L'Oreal, îl țin minte și acum, era un lapte demachiant și era cu ambalaj alb cu roz parcă, și eram foarte mândră să-l am. Astăzi vreau să vă arăt doar 5 produse de make-up. Am și produse de îngrijire de la ei, doar că m-am gândit să arăt doar pe zona asta de make-up. Cei de la L'Oreal au intrat și mai mult la sufletul meu, pentru că anul trecut știți că am făcut parte din școala de beauty vlogging și am primit o grămadă de produse de la ei și am reușit să testez mai multe lucruri. Dar haideți să nu mă mai lungesc și să trec la produse. N-am să le iau într-o ordine anume, le iau pur și simplu cum sunt aici pe lângă mine, dar totuși un produs de care eu m-am îndrăgostit de la prima utilizare și pe care îl recomand și pe care nu știu ce să mai spun ca să înțelegeți cât de bun e, este acest produs. Nu știu dacă l-am arătat bine, cred că acum. Infallible More Than Concealer. Este de departe anticeracălul meu preferat. Pur și simplu m-am îndrăgostit. Am și un clip de prezentare, o să vă las până pe sus. Vine cu aplicatorul ăsta destul de chubby așa. Nu pot să zic că este aplicatorul meu preferat, însă produsul în sine este foarte bun. Eu îl folosesc atât pe ploape pentru a pentru a face farurile să reziste mai mult, îl folosesc și în zona cearcănelor, îmi place la nebunie, mi se pare cel mai puternic anticearcăn din tot ce am folosit eu până acum. Am să încerc să, eu am nuanța 322 Ivory, am să încerc să caut link-uri către aceste produse și să le las în cutia cu descriere, sunt link-uri afiliate, nu vă mai zic povestea că v-am obișnuit. Dar ideea este că îmi place foarte mult și îl super mega recomand. Nu știu, eu mă împac foarte bine cu el și de când l-am primit am cam dat la o parte celălalt anticearcăn și îl folosesc exclusiv pe el. Am încercat ca pentru acest machiaj, ca pentru acest clip de fapt, să mă machiez doar cu produse de la L'Oreal, așa că da, ceea ce vedeți pe fața mea este doar de la L'Oreal, bine, cu mici excepții, la sprâncene, cred, și pudra este de la alt brand. Am și pudră de la L'Oreal, doar că nu pot să zic că este preferata mea încât să o recomand în clipul ăsta, este pudra aceea liberă și eu nu mă prea împac cu pudrele libere. Deci, în următorul produs, care este acest fard, pe care l-am folosit acum pe toată ploapa, Color Queen Mono, fard de ploape cu textură ulei în pudră. Mi se pare nuanța perfectă pentru setarea fardului a bazei de machiaj pe toată ploapa, dar și așa, pur și simplu, cum îl port eu. Vedeți că are o ușoară tentă așa, de bej sau nu știu cum să o numesc. V-am zis că eu îl port acum pe toată pleapa și îmi place foarte mult textura. Deci este o textură, ei spun aici, ulei în pudră. Nu știu, se simte așa că e, cum ar zice americanii, buttery. Deja o simt pe Sandra care râde de nu mai poate de accentul meu. Te pup, Sandra. Sana Nicolaescu sigur se uită. Și da, nu știu, sunt curioasă și de alte nuanțe, pentru că eu am primit-o doar pe aceasta, dar cu siguranță și celelalte sunt la fel de bune. Următorul produs pe care vreau să vă arăt este o pudră, de fapt e un blush, nu ziceam zis pudră. Este Life's a Peach Blush Skin
Awakening Blush. Este la fel ceea ce port acum. Îmi place foarte mult culoarea. Este așa o piersicuță foarte, foarte frumoasă. Să vă fac și un swatch, să vedeți mai bine. Arată foarte bine. Și îmi place că dacă greșești cu el și aplici mai mult, poți să vii să estompezi cu, nu știu, fie cu un burețel și cu puțin fond de ten pe burețel și să estompezi, sau cu pudră, și arată foarte bine. Nu pot să zic că, nu știu, are un miros foarte vag de piersicuță și asta îmi place, că, nu știu, mă așteptam să miroasă mult mai puternic, pentru că am văzut aici Live să pici și credeam că o să miroasă foarte puternic și mă bucur că nu este așa, pentru că uneori nu-mi place ca produsele astea să miroasă prea puternic, așa că pentru mine este doza perfectă de piersicuță. Nu știu cât costă, dar oricum am zis că o să vă pun linkurile în cutia cu descrieri. Apoi am un mascara să vă arăt, este Air Volume Mega Mascara, cred că este ultimul mascara apărut la ei, sau nu știu, nu vreau să zic în penny. Arată așa, are o formă foarte interesantă. Recunosc că mi-ar fi plăcut să stea în picioare, adică bine, poate să stea și așa. Poate să stea și așa, dar mi-ar fi plăcut să stea de aici în picioare, că na, nu știu. Așa aș fi preferat eu. Îl port și pe acesta pe gene azi. Așa arată pensul, destul de mare, de chubby așa. Dar îmi place cum îmi face genele. La început, când era mai lichidă formula, obișnuia să mă cam să mi se mânjească pe aici pe jos, dar după ce s-a mai uscat, n-am mai avut probleme și este un mascara foarte bun. Știu că cei de la L'Oreal au niște mascara foarte bune și chiar îmi doresc să mai încerc și altele. Știu că este unul feline și unul telescopic. Pe acelea mi-aș dori să le încerc pe viitor, dar îmi place foarte mult și acesta. Iar ultimul produs despre care vreau să vorbim este ceea ce port eu acum pe buze și n-am mai simțit nevoia să vă zic ce pot pe buze, pentru că oricum vorbeam despre el în clip. Este acest Matte Lip Crayon de la L'Oreal. Arată așa. Eram foarte curioasă de cum sunt aceste produse și îmi place la nebunie, în primul rând, cum miroase. Miroase ceva prăjitură, dar parcă și ceva cappuccino, ca un fel de cappuccino, habar n-am. Eu am nuanța Caramel Blondie. Ah, Le Caramel. Da. Haideți să vă fac și să vi-l arăt mai de aproape. Este un ruj. Eu folosesc pe post de ruj, adică nu cred că așa trebuie folosit. Așa arată nuanța, este superbă nuanța. Este o nuanță care cred că ar complimenta pe oricine, pentru că se potrivește la orice machiaj. E o nuanță neutră, să spun așa. Îmi place foarte mult, îmi place că e mată și că se confundă practic cu nuanța buzelor mele. Este gen My Lips But Better. Este super nuanța asta și mi se pare că mi se potrivește perfect, v-am zis. Recomand, cred că oricine ar putea să poarte nuanța asta, fie că ești mai albă la față, fie că ești mai închisă, arată foarte bine și rezistă. Nu am stat să observ cam cât timp rezistă, pentru că în ultimul timp nu prea am mai purtat rujuri decât la filmările astea, pentru că na, purtăm măști și nu am simțit nevoia și mi-a fost un pic și frică, pentru că nu e chiar netransferabil, adică dacă îl iei așa cu mâna se ia, dar se difuzează foarte frumos, vedeți, de-abia se mai observă. Nu știu ce să spun, o să încerc să îl folosesc și așa cu masca, să văd dacă mă mânjesc, dar este un produs care îmi place foarte mult și pe care îl super mega recomand.
Și cam astea sunt produsele pe care eu vreau să vi le recomand de la L'Oreal. Mi-ar plăcea să-mi spuneți ce produse de la L'Oreal aveți voi, ce ați mai încercat, ce folosiți, ce nu recomandați, pentru că mă interesează și aspectul ăsta, chiar dacă știți, deviza mea, suntem diferiți și avem gusturi diferite și ceea ce îmi place mie este posibil ca vouă să nu vă placă sau chiar să nu vi se potrivească și e perfect normal pentru că așa stau lucrurile, dar suntem fete și îmi place să... Suntem fete, sunt fată și îmi place să aflu așa și ce mai folosește lumea. Da, cam asta a fost cu acest clip. Dacă v-a plăcut, așa să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Iada, iada. Iar până la următorul videoclip, să aveți o zi superbă. Pam, pat, pam.